Un copil de 11 ani a murit după ce a fost lovit de un tren Regio în timp ce traversa calea ferată. Copilul, care căra o roabă de gunoi, a încercat să traverseze calea ferată chiar în momentul trecerii garniturii. Impactul a fost devastator, copilul fiind aruncat la mai bine de 10 metri. Accidentul s-a produs vineri după amiază în localitatea Cătămănești, Deal. În ce sens? Am fost solicitați pentru un copil în vârstă de 11 ani care a fost găsit în stop cardiorespirator asistolă, secundar unui politraumatism produs în urma unui accident feroviar, călcat de tren. Prezenta un traumatism craniu cerebral important, cu o fractură de bază de craniu, cu elemente fragmentate care se tretează pentru a nu începe manevra de resuscitare, cu o mitriază fixă, cu elemente secundare traumatismului vizualizate la nivelul regiunii toracice a membrelor și abdomenului, cu o cantitate semnificativă de sânge coagulată la nivelul regiunii orale, motiv pentru care am constatat decesul. Trec pe aici și aia și atunci se întâmplă o tragedie, trec trenului de 3 ori și am vorbit cu el aici și aia mai înainte, am traversat linia cale ferată și am vorbit cu el, mâncat chipsuri. Și am stat de vorbă cu el, că eram ca niște prieteni, ca copilul meu era, toată ziua era pe la mine în cort. Ia uite. Nu poate, dar trece de atâtea ori trenul, nu claxonează trenul, de atâtea ori, eu trec în continuu cu camionul la Vali, trec de 20 de ori pe zi, nu claxonează trenul. Rar, numai când mă vede sau când vede că trece cineva. Dar pe el la cine-i putea să-l vadă, cât de mic era, nu l-a văzut, dai seama. El claxonează doar la mașină, atâta claxonează.